Copiii vin la centrul generații din cartierul bucureștean Ghencea în fiecare zi. După școală aici mănâncă și își fac temele printre bunici. Tare vârstnici sunt persoane răbdătoare, sunt persoane active, persoane care doresc într-un fel sau altul să-și continue, poate unii dintre ei să-și continue meseria pentru că au fost foști profesori. Ei vin în centrele de zi, lucrează împreună cu copii. Ideea acestui proiect în care se întâlnesc două generații s-a născut în urma frumoasei relații pe care Majestatea sa Margareta a avut-o când era copil cu mama regelui Mihai. Regina Elena a fost un mentor pentru mine și am văzut acest sentiment cu copii, alți copii. Este o relație normală și nu le punem deoparte persoane pentru că sunt în vârstă. Nu, de fapt au atât de mult de dat. Tot ce au experiența pentru un copil este ceva, o comoară. Există 15 centre generații în toată țara, iar UNICEF este interesată să preia modelul și să le extindă. We have many very common priorities, such as, for instance, the education of children, the health of children, particularly we spoke about immunization. We also spoke about particularly issues of children with disabilities. I'd like to know more because I know the situation for children in this country is not very good. I mean, I don't like to be a negative person. No, me neither. But... However, I think there's so many, as you call them, challenges. Majestatea sa Margareta este sociolog și a lucrat pentru programe sociale pe mai multe continente sub egida ONU.